Poziția momentului, bilanțul în privința evoluției noului coronavirus în țara noastră. 2620 de cazuri noi au fost raportate în ultimele 24 de ore din 7841 de teste. Alături de mine este colega mea, Andreea Georgescu. Ne-am obișnuit deja, centralizează toate datele în acest sens. Andreea, îți mulțumesc mult de tot pentru prezență. Hai să vedem cum arată și celelalte cifre. Câte persoane mai sunt internate acum în terapie intensivă și câte decese au fost? După foarte multă vreme, în terapie intensivă avem sub 1200 de pacienți internați simultan. Nu cu mult, 1197 de paturi ocupate la prânz în secțiile de terapie intensivă destinate pacienților confirmați cu infecția cu SARS-CoV-2 și, per total, numărul de oameni a căror stare este medie spre gravă și care au nevoie de internare este în continuare în scădere, sub 10.000, 9.957 de pacienți internați în prezent. Vedem însă o ușoară creștere a numărului de cazuri noi, peste 2600, la puține teste, pentru că a fost zi de sărbătoare, a fost și zi de duminică. Practic au fost lucrate 7700 de teste în ultimele 24 de ore, iar asta ne duce la o rată de pozitivare de peste 34%. Mare, mare și cu zilele anterioare, când am avut tot așa puține teste, în jur de 7000, însă mai puține cazuri nou raportate. Din păcate, tot peste 100 de decese, asta este alături de numărul de pacienți aflați în stare gravă, sunt indicatorii care ne arată că nu am depășit criza sanitară, chiar dacă raportăm mai puține teste, chiar dacă vedem că incidența în tot mai multe județe scade sub acel prag roșu, 3 cazuri la mie, ba chiar intră în scenariul verde. Avem în prezent 13 județe în scenariul verde. Da, specialiștii ne spun că de fapt ne aflăm pe un platou, nu suntem într-o altă evoluție a pandemiei, ci ne aflăm pe un platou. Însă mi-atrage atenția ce spune profesorul Anthony Fauci din Statele Unite, faptul că ce e mai greu abia urmează să se întâmple. Se referă de fapt la toate aceste mișcări care sunt acum de Crăciun, de anul nou, între Crăciun și anul nou, și că de fapt ar urma să fie un nou val. Ieri ai fost în prima linie, să spunem, în cadrul campaniei de vaccinare. Ce spun medicii? La ce se așteaptă? Dincolo de vestea aceasta bună, că a venit în sfârșit vaccinul, că avem ocazia să luptăm mult mai eficient cu noul coronavirus, dar ei la ce se așteaptă? Medicii atrag atenția că în continuare trebuie să respectăm toate regulile pe care le-am avut, chiar dacă nu ne-au plăcut pe tot parcursul acestui an și care pe mulți dintre noi ne-au scăpat de o eventuală infectare, pe noi și pe cei care ne sunt dragi, pentru că imunizarea va dura până când se va atinge un grad mulțumitor, cel puțin 6 luni. Asta este proiecția optimistă a autorităților și dacă totul va merge așa cum este planificat, însă să nu uităm că vaccinul nu își produce efectele imediat, în câteva minute, în câteva ore, ci organismul uman este considerat protejat abia în a 7-a zi după administrarea celei de-a 2-a doze. Asta înseamnă cel puțin cam 30 de zile de la momentul primei doze administrate, cel puțin 30 de zile. Asta înseamnă în continuare respectarea regulilor, purtarea măștii, păstrarea distanței, o igienă mai atentă a mâinilor și a spațiilor pe care le folosim și în această perioadă de sărbătoare, din păcate, păstrarea distanței, rezervă în a sărbători așa cum o făceam în alți ani, anul nou, că tot se apropie, am trecut deja de Crăciun, urmează anul nou, dacă măsurile nu s-au respectat și în ce măsură ele nu s-au respectat, vom vedea însă abia probabil după prima săptămână a lunii ianuarie. Mulțumesc tare mult, Andreea Georgescu. Te las să centralizezi în continuare aceste date și te așteptăm cu informații proaspete în ora următoare. Mulțumesc pentru prezență. În continuare, tot despre evoluția bolii, dar și despre vaccinare, pentru că ar fi bine să discutăm și despre această parte bună a pandemiei. Domnul Marius Geantă, coordonatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, alături de noi. Domnule Geantă, bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru prezență. Eu mulțumesc și eu. Cum vedeți dumneavoastră cifrele de astăzi în contextul începerii campaniei de vaccinare, o campanie care a început în mai toate statele europene, vor continua toate aceste campanii de vaccinare și în zilele următoare. Cum vi se pare că vom rezolva toată această poveste generată de noul coronavirus? Este într-adevăr o situație pe care aș numi-o specială, pentru că se intersectează cel puțin 3 elemente importante, despre unele ați discutat și anterior. E această perioadă a sărbătorilor cu mobilitate crescută,
și care în mod clar crește riscul de a se transmite virusul și sper totuși ca impactul în materie de noi cazuri și de cazuri grave să fie cât mai limitat. O să știm asta în prima parte a lunii ianuarie. Al doilea lucru ține de vaccinare, al doilea lucru important. Cred că ieri a fost o zi cu adevărat deosebită, un mesaj puternic transmis în toate statele membre. Pe de altă parte, trebuie să privim vaccinarea ca pe un instrument extrem de eficient, dar nu este un instrument care va rezolva pandemia peste noapte. Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie să ne relaxăm, chiar dacă, iată, peste 1000 de medici, de asistente au primit deja vaccinul în România. Iar al treilea lucru important și despre care se discută prea puțin, ține de evoluția noilor tulpini, a noii tulpini din Marea Britanie. Impactul acestei tulpini asupra controlului pandemiei încă nu fie estimat. Suntem într-un punct în care trebuie să fim foarte atenți la acest subiect, iar marea problemă vine din capacitatea redusă în foarte multe state, România este din păcate acolo, de a pune în evidență această tulpină pe scară largă. Sperăm totuși ca datele care vor veni în perioada următoare, în special din Marea Britanie, să ne dea răspunsuri legate de această tulpină, de relația cu cazurile grave și ceea ce ne interesează direct de eficacitatea vaccinurilor față de această tulpină nouă. Adică ce spuneți dumneavoastră dacă ar fi să traducem, putem să ne gândim la faptul că nu știm încă aici, în țara noastră, în România, dacă această tulpină din Marea Britanie, despre care se spune că ar fi mult mai contagioasă, dacă e prezentă la scară largă și în România? Da, este probabil să fie prezentă, având în vedere circulația românilor înspre și dinspre Marea Britanie, numai că pentru a evidenția este nevoie de o secvențiere a genomului virusului pe scară largă. Adică, cu alte cuvinte, și exemplul cel mai bun este din Marea Britanie, 10% dintre cei diagnosticați prin real-time PCR cu COVID-19, la 10% se secvențiază genomul virusului SARS-CoV-2 de rutină. Și în urma acestei analize a putut să fie identificată și tulpina cea nouă. Probabil că acesta este genul de plan de sănătate publică, de supraveghere genomică, așa se numește, care ar trebui cumva să înceapă să fie implementat în majoritatea statelor membre anul viitor. În privința vaccinării, s-a discutat intens încă de ieri și până astăzi despre faptul că a fost întârziată livrarea în mai multe țări. Haideți să explicăm de ce s-ar putea întâmpla acest lucru. Într-adevăr, e o realitate, e un fapt la care personal mă așteptam, pentru că avem o complexitate logistică, pe de-o parte, iar apoi avem de-a face cu un produs medicamentos, cu un vaccin, care trebuie să întrunească foarte multe condiții de calitate și pentru a le întruni nicio etapă nu trebuie să fie sărită sau nu trebuie să fie abordată sau trebuie, fiecare etapă trebuie abordată conform instrucțiunilor de calitate. Ne putem aștepta ca în perioada următoare să mai existe genul acesta de întârzieri care țin de procesul de producție a vaccinului. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să corelăm foarte bine și așteptările populației în legătură cu vaccinarea, cu aceste aspecte logistice. Deci, dar nu sunt clare aspecte care să ne îngrijoreze sau aspecte care să creeze panică în rândul populației? Nu, dimpotrivă, eu aș interpreta în sensul pozitiv, în care se iau toate măsurile pentru asigurarea calității produsului. Noi am vorbit în ultimele luni mai degrabă despre siguranță și despre eficacitate, dar al treilea parametru extrem de important este calitatea produsului, care trebuie asigurată urmând tot acest proces de manufacturare. Și de altfel, dacă ne uităm în prospectul publicat de Comisia Europeană, cele mai multe solicitări către producători se referă tocmai la garanția calității produsului. Deci e acceptabil să mai așteptăm o zi sau două zile livrarea noii tranșe, pentru că știm că vor fi de calitate. Sigur că da. Mulțumesc foarte mult, domnule Geantă, pentru prezență. Mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră.